23, a doua zi de primăvară pe anul ăsta. E o zi însorită foarte frumoasă, iar primăvara a început cu cer acoperit, dar pe după amiază a ieșit soarele. La fel ca și acum, acum este și mai frumos. Suntem în predeal, ne plimbăm printre brazi, facem o drumeție. Suntem pe lângă șoseaua 3 brazi. Este acolo sus unde se vede, deci aleea asta urcă și unde se vede căsuța aia deja este șoseaua 3 brazi, se văd și mașini trecând pe acolo. Și ne plimbăm puțin în ziua asta extraordinară. Mai avem și un pic de zăpadă, petice, pe drumuri nu mai sunt, mai sunt așa pe la marginea drumului. Și mai vedem sus pe creste zăpadă. Suntem pe strada Rovine, coborâm spre centru, vom merge acolo la Carrefour, căutăm un bancomat. Strada Rovine din Predeal și o vilă drăguță fix în spate. În Predeal sunt și multe blocuri de locuințe și sunt și apartamente închiriate în regim hotelier și sunt și astfel de vile. Unele sunt închiriate, altele nu prea au succes după cum merge concurența și piața turismului. Pe lângă strada Rovine, din loc în loc, găsim câte un pulc de brazi, deci brazi falnici, înalți, dreți, frumoși, un pic de zăpadă pe aici. Și stânga-dreapta se aude un tren trecând. Și asta e atmosfera astăzi. Aici avem o vilă foarte frumos îngrijită, cel mai probabil este pensiune. Venim de aici, de pe strada Rovine. Iar în față, așa cum am spus, avem blocuri. Unele din astea, unele din apartamentele din aceste blocuri sunt închiriate pentru turism. Aici avem o vilă ceva mai veche printre brazi, cu obiceiul ceva mai tradițional în legătură cu animalele de companie, care și arată prezență. Aici avem o mică combinație între vechi și nou. Aici este o vilă în stil mai tradițional, așa, în stil mai arhaic și chiar în vecinătate un bloc mai nou. Mai multe, de fapt. Și vis-a-vis avem acest bloc. Dincolo, în spate, este iar o vilă. Deci cam așa este pe aici. Arhitectura. Iată vila de pe altă latură. E un stil așa, mie îmi pare plăcut, că mă pricep și eu. În orice caz se vede că e din altă epocă, probabil interbelică sau chiar înainte. Aici blocuri, dincolo iarăși o casă cu parter verde, tot așa pe stil vechi. Mai în față mai sunt și acolo, uite, chiar o vilișoară albă și în spate un bloc. Și aici tot așa o casă din perioada mai veche. Această viluță mică este chiar și mai cochetă. Aici încă una, cea care am văzut-o mai devreme lângă bloc, asta albă de aici. Cam așa e atmosfera la Predeal. Și în spate munți. Aici există niște recipiente pentru colectarea deșeurilor și aici și aici. Este un model mai vechi, este mai nou. Dar ce interesant, acolo pe stâlp e un panou unde zice ceva și am o foarte mare bănuială, mă duc să văd ce, cred că despre urși. Nu este despre urși, este despre altceva, despre mobilier și alte lucruri, însă pe undeva pe aici prin zona era un panou unde scria că zona asta este vizitată de urși și să fim atenți. Vom fi. Aici vedem biserica Constantin și Elena din Predeal, este vedere din spate. Este o biserică cu arhitectură, precum vedeți, foarte originală, foarte ingenioasă. Iar peste drum vedem această vilă care este un pic mai veche, dar foarte frumoasă ca și aspect. Are holul ăsta circular cu terasă deasupra. Și care vilă cu arhitectură?
arhitectura atât de ingenioasă este în realitate sediul poliției pe partea asta. Se vede, există și un monument în față, este dedicat eroilor de la Revoluția din 89. Iar peste stradă, biserica asta originală este emblema pentru Predeal. Oriunde o vezi, o recunoști, în orice ilustrată, vezi această construcție, îți dai seama că este vorba despre Predeal automat. Aici vedem pe partea cu soarele. Îi dă un aspect foarte plăcut. Și alături clădirea micuță circulară, centru de informare turistică din Predeal. Aici avem lângă Vatra Regală o zonă ca un parc îngrijit, dar fără intervenții antropice. E destul de aproape de centrul orașului, peste șosea de Hotel Dragului. O zonă verde cu brazi și puțin mai încolo este motodrom pentru biciclete și pentru role. Este foarte plăcută și aer curat. Aici este terenul despre care se spune că role și bicicletă, de fapt este un teren de fotbal, în fine, așa scrie pe hartă. Avem și un cățel. A venit la datorie să ne dea bineți. Aici avem și un banner care este închirieri biciclete, 50 de lei pe zi, nu știu dacă vine cineva să închirieze, e destul de pustiu, așa e frumos, dar e mijlocul săptămânii, nici vacanță nu este. Ieri am văzut vreo 2-3 grupuri de copii. În fine. Asta, trafic. Și peste DN1 este cea unul de munte. E un nume foarte atractiv. Zice food and board, nu știu ce înseamnă board. Steak, pizza, în fine. Da, ok, pizza înțeleg, dar board nu știu ce. Voi intra astăzi acolo. Și alături este pensiunea Drumețu. Aici se vede mai clar bannerul cu bicicletele. Ieri am văzut un bobcat în gară, l-am filmat, aici la mare invers, nu m-am mai pus. Aici vedem un altul care a venit să lucreze, dar nu lucrează. Stă și meditează. Așa. Aici este o altă zonă. În ierbată, îmi plac zonele astea, în fine, poate cândva se va construi ceva aici, dar deocamdată capacitatea pe care o are stațiunea acoperă numărul de turiști. Și am ajuns la Hotel Regina de 4 stele, cu foarte frumoase ornamente, e o clădire extrem de cochetă. Singurul defect e că e chiar la trafic aici. Așa se vede mai bine, ia ce frumusică este Regina. Toate astea le vezi, și biserica, și celelalte restaurante, și hotelul ăsta, și toate astea le vezi din mașină când treci pe DN1 prin Predeal, astea sunt chiar la marginea drumului. Piața agroalimentară din Predeal, o să intru să văd cum e pe acolo, Five to Go, chiar alături de hotelul Regina. Aici este Carrefour Market și aici am vrut să ajung pentru că este un bancomat de care am eu nevoie acum. Aici este piața agroalimentară din Predeal și merg să văd cum arată, că sunt foarte curioasă. Magazin producător de carne și preparate din carne. Pace. Aici avem niște prânzeturi, avem niște slana. Asta arată chiar foarte bine, par de la producători naturali. Aha. Super bine. Uite niște pastrama de oaie de 55 de lei, uite niște slană de casă și brânzeturi, nu prea multe însă. Și asta e piața agroalimentară din Predeal. Pentru că cine mai cumpără de la piață din Predeal? Avem marketuri. Și turism și servim masa la restaurant.
Asta este. Am ieșit prin spate, nu mai vreau să merg pe DN1, o să caut niște străzi mai retrase. Da, am ieșit din piață pe aici. Piața este PA, în schimb turismul prosperă, atâta cât este, că nu-i merge extraordinar de bine. Și pe aici, spre magazinul Carrefour, unde am fost deja, mergem la plimbare. Avem zăpadă pe alocuri. O grădință foarte mică la marginea blocului. Ce drăguț! Cățelul din predeal, foarte drăguț și foarte prietenos. Ce faci? Tip, tip, tip! Iată un păruiaș care trece prin oraș, printre case. E albie destul de adâncă și îngustă. Apa e repejoară, că nu, diferența de nivel este destulă la predeal. Aici ai podul pe care trec mașinile, podul ăsta e paralel cu DN1. Uite, mai încolo se continuă cu o stradă mai fără asfalt. Și podul ăsta duce în altă parte. Oferim cazare, Villa Dalin. Asta este Villa Dalin, gălbenuță. Dar mie aici deja îmi place foarte mult că nu mai au zgomotul de trafic. Asta mă scoate din minți pe mine. Vedem și aici un bobcat din ăsta care nu face nimic. Aici este, mă rog, sunt niște materiale care seamănă cu o tentativă de șantier. Aici sunt niște tuburi verticale, nu știm ce se face cu ele. Acum este enorm, un morman de pietriș. Utilajele astea care stau lângă mașină foarte frumoase și folosite la alte lucruri, niște cum la construcție, autoturismul ăla de acolo. Mai avem și un morman de zăpadă, nu știm ce se face. Stațiunea Predeal e suficient de drăguță și, cum spuneam, are suficientă capacitate de cazare pentru turiștii care vin. Și nu știu cât interes există să se mai construiască, să se mai, mă rog, să se mai solicită investiții, dar nu prea se justifică și atunci heirupism, așa, ne apucăm de niște lucruri, dar nu prea face sens să continuăm. Și atunci se ajunge așa, la mai încetişor. Brazii ăștia de aici însă sunt priceless, foarte frumoși. Și uite, așa ne plimbăm prin predeal, am găsit banca asta. Acolo se vede o clădire, aici e strada. Vilișoare cu bloculețe specifice predealului. Și în depărtare o minunată creastă înzăpezită, asta ne place foarte mult. În ultima vreme n-am mai urcat munții, dar în continuare îmi plac foarte mult. Este o pisicuță prin iarbă, foarte frumoasă, negrișoară, cu lăbuțe albe, nu vrea să vină, vrea să fugă. E în arealul ei natural și merge în activitățile ei. Uite și aici la fel o pâncuță tricoloră, o parcare îngrijită și o alee care duce la restaurant Vatra Regală în spate. Parcarea asta este posibil să fie făcută special pentru angajați. Eu, sincer, am o părere foarte bună despre restaurant Vatra Regală. Totul este foarte îngrijit, foarte bine pus la punct. Și de multă vreme se prezintă bine acest loc, care a devenit celebru printre cunoscuții mei. Și m-a impresionat și pe mine. Zilele astea nu mai avem timp să ajungem, dar ne vom întoarce special pentru acest restaurant.